lucrătorii de poliție au fost sesizați prin 112 cu privire la comiterea unei infracțiuni de tâlhărie în zona Tomis Nord. Patrula de poliție deplasată de urgență la fața locului, cu sprijinul cetățenilor, au identificat cele două persoane, au fost conduse la sediul poliției, urmând a fi documentată activitatea infracțională și propuneri corespunzătoare către parchetul jefetoriei Constanța. Eram la mine în incinta societății, priveam pe geam și am văzut cum doi tineri erau alergați de un vecin din zonă. Unul dintre tinerii avea o geantă în mână. Când au sărit un gard viu, au sărit în fața salonului meu, unul dintre ei a scăpat geanta pe care o furase de la o vecină. Din spirit civic, pentru că așa mi se pare normal și așa acționez eu, am ieșit afară în urmărirea hoților împreună cu vecinul respectiv. Ei deja aveau în fața mea vreo 200-300 de metri, intrase puțin în satul de vacanță, exact prin spatele satului de vacanță, unde se, la poarta din lemn, din satul de vacanță, au făcut dreapta. E undeva un cotlon așa care dă în parcul Tăbăcăriei. L-am ajuns pe vecinul respectiv din urmă, el obosise. De acolo a făcut planul, ne-am despărțit. I-am zis el să o ia pe o cărare, eu am luat-o pe altă cărare. Ușor, 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 hoții fugeau, aveau un avans considerabil în fața noastră. Ușor, 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 i-am urmărit, ei neștiind că eu îi urmăresc, doar de vecinul meu le era frică, că se uita cu spatele, se uita la el și observa că vecinul se apropie, atunci fugeau. I-a spus vecinului să stea mai în spate. Considerând și dându-mi seama că n-am nicio șansă să-i prind, o să le pierd urma, am ieșit în fața șoselei la un echipaj de poliție de la rutier. Le-am explicat care-i treaba pe scurt, au înțeles. Băieții de la rutier, bravo lor că au fost receptivi, m-au luat în mașină, am pornit spre intersecția Lăpușneanu cu Sovejea, exact în intersecția mare de la City Mall. Acolo am făcut stânga, tot din inspirația mea, crezând că pe acolo a luat-o. Și exact când cei doi indivizi au urcat în RATC, i-am văzut și poliția și-a făcut treaba mai departe.